Astăzi am participat la o nuntă de aur, la doi oameni cu anumită vârstă, dar plini de vigoare, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Poate că nu este întâmplător mirele. A fost colonel de armată și lucra la Corpul 7 Armată general Nicolae Șova pe când eram eu preot militar, acum 25 de ani. La nunta lor a fost prezentă și Nașa, din păcate Nașu, însă ea a fost cea care a ținut lumânarea, iată, peste 50 de ani de la căsătoria lor. Și apoi, sigur, fiica lor și alte rudenii foarte apropiate care s-au bucurat de acest eveniment. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în lumea în care trăim noi astăzi, un asemenea eveniment devine din ce în ce mai rar. Însă noi rugăciunile pe care le-am rostit astăzi la nunta voastră și, în fapt, la toate cununiile pe care le săvârșim, noi cerem ca oamenii să trăiască în pace și bună înțelegere până la mormânt. Și nunta lor să fie neîntreruptă, dreaptă și cinstită și să nu se abată niciunul, nici altul de la legea lui Dumnezeu și să facă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Și acest lucru este posibil doar prin Dumnezeu. Cum este posibil doar prin Dumnezeu? Și un singur exemplu vi-l pot da și nu este al meu, este a părintelui profesor Ioan Bunea, care vorbea despre verighete și zicea că ele simbolizează dragostea care aduce doi tineri în fața Sfântului Altar. Însă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne învață că Dumnezeu este iubire. De asemenea, prin forma lor circulară n-au nici început, nici sfârșit. Cine este fără de început și fără de sfârșit în această lume? Nimeni. Doar Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit și zice El, în concluzie, verighetele simbolizează dragostea clădită pe credința în Dumnezeu, care este veșnic și poate înveșnici și dragostea voastră și sentimentele umane. Deci prin Dumnezeu putem înveșnici clipa de față și putem ajunge la înveșnici căsnicia voastră, viața voastră. Și atunci 50 de ani sunt puțini. Sunt doar ani care se numără în această lume. Noi ne dorim să ne ancorăm în veșnicia lui Dumnezeu și anii să fie nenumărați. Tot din rugăciunile pe care le rostim noi la slujba cununiei, facem aducere aminte de marii patriarhi ai Vechiului Testament. Vorbim despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, despre Iosif și despre soțiile lor. Nu trebuie să vă spun eu cine este Avram. Avram a fost în stare din dragoste față de Dumnezeu să jertfească pe unicul său fiu, de unde avem deja o prevestire din Vechiul Testament pentru venirea Domnului Hristos în lume și răstignirea Lui pentru mântuirea noastră. Dar și din Noul Testament vorbim de Zaharia și Elisabeta, care l-au născut pe Ioan Botezătorul, Ioachim și pe Ana, care au născut-o pe Maica Domnului. Credeți dumneavoastră că aceste nume s-au rostit la întâmplare? Cu siguranță că nu. Dumnezeu dorește ca noi să fim asemenea acestor personalități ale Vechiului cât și al Noului Testament, pe
Pentru că în fața lui Dumnezeu nu există anonimi. Dacă în lumea noastră da, în fața lui Dumnezeu nu. Pentru că Dumnezeu are o legătură unică cu fiecare om în parte. Pentru că omul este creat de el însuși, de Dumnezeu, persoană unică și irepetabilă. Așadar, există o legătură personală, intimă, directă cu Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu nu există anonim. Însă, doar la aceste trei exemple, dacă vreți, mă opresc, la Avram, patriarhul Vechiului Testament, la Zaharia și Elisabeta, care l-au născut pe Ioan Botezătorul, la Ioachim și Ana, care au născut-o pe Maica Domnului. Și atunci ne dăm seama ce valoare are familia, ce valoare are căsnicia, ce valoare are nașterea de prunci, ce fel de prunci trebuie să aducem în această lume și cum trebuie să relaționăm și cu oamenii pe orizontală, dar mai ales cu Dumnezeu pe verticală. Și nu mai departe, de ce nu, noi ne aflăm încă sub oblăduirea Maicii Domnului, pentru că nu de mult a fost praznicul adormirii Maicii Domnului și un praznic este sărbătorit 8 zile. Doar mâine se încheie praznicul Maicii Domnului și atunci vedeți dumneavoastră că nu este o întâmplare. Și să fiți în atmosfera sărbătorii Maicii Domnului, și noi nu sărbătorim moartea ei, ci învierea ei. Și să fiți nu la oarecare mănăstire, ci la o mănăstire care este închinată ei. Și locul unde există o icoană făcătoare de minuni și care este de foarte mare valoare și notorietate, pentru că este și prin ea însăși, dar și prin faptul că a fost pictată de preotul Luca din Niclod, este sora icoanei de la Nicula și sora icoanei de la catedrală. Iată un triunghi, da, pe care trebuie să-l aveți în vedere în ceea ce privește viața voastră, Maica Domnului de la Strâmba, Dulcea Sărutare, Maica Domnului de la Catedrală, Maica Milelor, și Maica Domnului de la Nicula, Maica Împlinirilor, care trebuie să fie Maica voastră, ca până acum, dar cu atât mai mult de acum înainte. În asemenea împrejurări se fac multe urări și veți auzi și din partea rudenilor de sânge și din partea prietenilor, din partea tuturor celor care vă prețuiesc și vă iubesc. Dar știți, cuvintele sunt sărace și nu totdeauna reușesc să exprime sentimentele pe măsură. Și zic acest lucru gândindu-mă la ceea ce este acum în sufletul și mintea părinților voștri. Oricât ar rosti ei cuvinte, ele rămân nerostite. Însă, dincolo de cuvinte rostite sau nerostite, sunt vibrațiile inimii, a sentimentelor, care niciodată nu se împuținează. Vă închipuiți fericirea lor, bucuria lor și împlinirea lor. Nu este doar împlinirea voastră. Cu siguranță că nu v-ați ales nașii la întâmplare. Și dacă este așa, de asemenea, sentimentele lor și bucuria lor nu pot fi exprimate prin cuvinte, ci tot cu inima. Vedeți dumneavoastră și când vorbim de rugăciunea lui Iisus, se cere de părinții duhovnicești care au această experiență să rostim rugăciunea, să rostim cuvântul, să-l înțelegem, dar mintea să coboare în inimă,
acolo se odihnește cuvântul și rațiunea în inimă. De aceea este foarte important și în ceea ce privește părinții după trup și în ceea ce privește părinții spiritual, duhovnicești, să-i ascultați în aceste clipe mai mult cu inima. Pentru că veți auzi cuvinte de nespus. Cu siguranță cei care sunt aici de față nu sunt la întâmplare nici ei. Da, și ceilalți care vor fi pe mai departe la nunta voastră sunt oameni care s-au atașat și care fac parte din viața voastră și ei doresc să faceți parte din viața lor. Să știți, dragii mei, că o bucurie neîmpărtășită este o bucurie egoistă. Chiar dacă o împărtășiți doar între voi doi, și așa este, dar dacă o împărtășiți, iată, părinților, nașilor și tuturor celor care vă prețuiesc și vă iubesc, atunci este o bucurie plenară, o adevărată bucurie și vă faceți asemenea chipului lui Dumnezeu treimic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care trăiesc într-o comuniune permanentă de dragoste. În ce ne privește pe noi preoții, de asemenea, deși noi am rostit cuvinte multe astăzi, la nunta voastră, tot inima rămâne cea care se vrea grăită, pentru că vă cunoaștem de atâta vreme, pentru că sunt amintiri care nu vor să plece din sufletul nostru, pentru că sunt oameni comuni care ne-au îmbogățit viața și pentru că efectiv s-a ajuns la acest moment pe care noi ni le-am dorit. Și noi, cei de la Cluj, și părintele dumneavoastră duhovnicesc, cei părintele stareți de la mănăstirea Strâmba din Sălaj. Cum ați ales Sălajul nu la întâmplare și mănăstirea nu la întâmplare și duhovnicul nu la întâmplare, dar nu vreau să zic că ca bănățenii, că Timișoara e Fruncea, dar totuși Clujul, da, mă gândesc eu că trăind la Cluj, dumneavoastră veți fi prezenți mai mult la ceea ce înseamnă viața duhovnicească, viața spirituală din urbea noastră. Dar să nu uitați și să fiți recunoscători față de părintele stareț Grichentie, care s-a atașat și care vă călăuzește pe drumul acestei vieți alături de părinții dumneavoastră spirituali și alături de părinții dumneavoastră după trup, care de acum așa au încheiat ei oarecum misiunea, dar au un alt rol, acela de rugători. Ați auzit acolo? Rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Mai mult decât să le ziceți, vă rugați, că le zice Dumnezeu. Ne bucurăm așadar de acest eveniment, vă dorim din tot sufletul să aveți o căsnicie fericită și să știți dumneavoastră că dacă se spune în popor să aveți casă de piatră, acest lucru nu se referă la o zidire pe care o poate spulbera vântul sau apele, sau ci se referă la o construcție spirituală pe care trebuie să o clădiți, având temelii solide și clădind temeinic și o casă care se vrea și ea înveșnicită în împărăția lui Dumnezeu. Să știți că sunt culturi unde se spune între doi iubiți, tu ești casa mea. Ar fi bine să ajungeți la această concluzie, pentru că, așa precum Maica Domnului, omul este persoană locuibilă. Maica Domnului l-a încăput pe Fiul lui Dumnezeu, pe cel necuprins, iar noi oamenii putem cuprinde și pe celălalt și o lume întreagă. Vă felicităm încă o dată din tot sufletul pe dumneavoastră, pe nașii dumneavoastră, pe părinții dumneavoastră și pe toată rudenia dumneavoastră și numai puțin pe părintele dumneavoastră duhovnicesc. Amin.
mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.